19 cazuri noi de coronavirus din aproape 27.000 de teste sunt cifrele anunțate cu puțin timp în urmă. România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește numărul de doze de vaccin anticovid administrate populației, iar campania de vaccinare merge bine, afirmă premierul Florin Câțu. În Rusia, poliția a arestat peste 200 de persoane care participau la mitinguri în sprijinul principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, aflat în arest preventiv. La noi, vremea se menține caldă și astăzi, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 15 grade. Acum, în capitală, sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloana de mercur. Autorității.